Îmi place să joc sub presiune și îmi place că se vrea performanța la Petrolul. Una din achizițiile importante ale Petrolului, mijlocașul Cioinac, speră să le facă pe plac fanilor și să promoveze în 2020. El spune că a ales cu sufletul chiar dacă a mai avut oferte din prima ligă. De-abia așteaptă înfruntările din campionat și dorește ca Petrolul să înceapă bine din start. Cu cine aștept cel mai mult meciurile din campionat? Cu Rapid și cu Cluj. Aștept. Vă dați seama la ce suporteri avem noi și ce suporteri au și ei, o să fie niște meciuri foarte frumoase. Poate mai tare decât în Liga 1. Din Liga 1, fundașul Bărboianu a retrogradat cu Chiajna și duce dorul meciurilor cu atmosferă. La Ploiești există multă patimă, astfel că olteanul se poate bucura de așa ceva. Brazilianul Wallace, Mihăescu și Zaharia sunt alți jucători cu experiență care trebuie să ajute echipa. O să lăsăm mai ușor cu vorba, vom da drumul la motoare, vom munci și vom face tot posibilul să arătăm foarte bine la fiecare meci. Staful numeros al lui Flaviu Stoican are 24 de jucători în pregătire. Sunt și cei mai buni juniori de la centru, dar și tânărul internațional Antonio Manolache. De miercuri, lupii vor pleca în primul cantonament la Poiana Brașov. Stagiul urmând să se întindă până pe data de 6 iulie și să cuprindă și două teste cu echipe din zonă.